Bine ați revenit la mobilisimo.ro, e momentul pentru recenzia tabletei Samsung Galaxy Tab S5e, device intermediar între Tab S4 și Tab S6. Dacă nu vrei Tab S6, dacă e prea scum sau prea puternic pentru tine și dacă nu vrei Tab S4 pentru că e de anul trecut, cam asta ar fi tableta de luat. Se bate mai degrabă cu iPad-urile mid-range, nu se bate cu iPad Pro-urile, deși dacă e pui o tastatură și intri în modul DeX, ai putea să faci ceva productivitate. Costă în jur de 2000 de lei, acustica să ne dat pe spate, e fantastic și la Netflix și aflați în minutul următoare care sunt avantajele acestui produs și e cea mai subțire tabletă de pe Tera, cea mai subțire testată de noi, dar nu e subțire la lucrurile la care contează. Să înceapă deci review-ul lui Samsung Galaxy Tab S5e. Iată-ne, deci, cu Samsung Galaxy Tab S5e, o tabletă în aluminiu, cu un design unibody, n-am mai văzut de câțiva ani așa ceva, mai nou se pune sticlă pe spatele tabletei, nu și aici, metal, și cu aceste decupaje pentru antene, ca pe vremuri, dar cu un scop bun, pentru că avem 4G pe această tabletă. Incredibil de subțire, la 5,5 mm, incredibil de ușoară, la 400 de grame, extrem de ușor de folosit cu o singură mână, chiar dacă te uiți pe Netflix sau dacă citești o carte, într-o aplicație e-reader, o să-ți dai seama că nu îți va obosi mâna chiar dacă ții tableta, așa cum o țin eu minute, poate chiar ore întregi. Bine construită, deși n-aș încerca să o îndoi, pentru că e totuși foarte subțire, și comodă, aderentă, la prima vedere îi spune că muchile ecranului sunt mari, dar sunt exact ca să ții degetul aici, fără să apeși pe ecran în greșeală. Este inevitabilă treaba asta, nu o să ajungem aici la tablete h 2 h prea curând, pentru că, spre de telefoane, chiar trebuie să te ții de ceva la device-urile de genul ăsta. Deci designul primește o bilă albă de la noi, trecem mai departe. La display este un ecran Super AMOLED de 10.55 cu o rezoluție generoasă 2560 pe 1600 de pixeli. Are aspect 16 pe 10 și hai să vedem cum stă cu experiența de uh, vizualizare. Ok, hai să vedem ce putem vedea. Avem aici un clip, clipul nostru celebru, filmat cu Xperia 1. L-am tot folosit la test și hai să vedem cum stăm cu rezoluția. 1440p, perfect. A venit și reclama inevitabilă. Ok, cam așa arată filmarea pe acest ecran. Culori foarte vii, bine calibrate. Chiar dacă avem un Super AMOLED aici, mi se pare că negrul nu e foarte adânc. Se putea un pic mai adânc. Un ecran ușor reflectiv, așa cum vedeți, dar contrastul este ok, chiar și în bătaia soarelui. Un laș de vizualizare și un display luminos. Chiar foarte luminos. Cât de luminos, ai că aflați imediat, dar nu înainte de a face și un mic test audio, dacă toți suntem la multimedia, Ok, volum foarte generos la difuzoare, un bas puternic, toate notele se aud ok, dialog asurzitor, jocuri asurzitoare. Atenție, tableta vibrează foarte puternic când dați totul la maxim. V-am spus ceva de niște cifre, nu o să vă plictisesc foarte mult. Cam acestea ar fi valorile atinse de display. Avem de -a face aici cu un ecran care atinge, hai să vedem, 415 lux, N-am testat foarte multe tablete în ultima vreme, dar ne avem o regulă la mobilismă orice peste 400 de lux deja stă bine. Depășește Galaxy Tab A9.7, Lenovo Yoga Book, sub Galaxy Tab S2 și Tab S4, dar nu cu foarte mult. Ok, ne-a lămurit și cu muzica mai devreme, adică ne-a plăcut basul și volumul foarte ridicat. Avem un difuzor aici, încă unul aici și încă două pe partea asta cu tuning de la AKG, cu tehnologie Dolby, cu tot ce trebuie. Deci pe partea audio și video este foarte bine dotat, așa că dacă vei consuma Netflix și muzică, o să fii mai mult decât încântat. Acum suntem în punctul review-ului în care vorbim despre hardware. Aici operăm cu un procesor mid-range Snapdragon 670, plus 4GB de RAM, plus 64GB de stocare și un slot microSD. N-aș spune că avem uh, un black propriu-zis aici, dar atenție, când porniți tableta, o să aveți un fel de fereastră de buffering, va dura ceva până se încarcă. Și când aveți foarte multe aplicații de în fundal, e posibil să apară câțiva timpi morți. Suntem totuși pe un device mid-range. Jocurile au fost ok, vedeți și voi aici avem Asphalt 9, PUBG și Arc. E bine, Asphalt 9 e super ok, PUBG e pe high, dacă vreți Ultra nu prea merge bine. Și Arc chiar pierde frame-uri, pentru că este un joc foarte solicitant. Și până la telefoane cu ștaif face figuri acel Arc. Ok, acum hai să vorbim despre baterie. Până la baterie totuși, hai să aruncăm o privire foarte rapidă peste benchmark-uri. Nu prea avem puncte de reper aici, pentru că nu prea am testat tablete în ultima vreme, dar uh, hai să le vedem oricum. Uh, știu că am bătut iPad Air 2 în câteva teste și cam așa arată scorul din Antutu. Clar nu o să bat în Galaxy Tab S4 prea curând, pentru că avem procesor puternic. Și cam acestea ar fi rezultatele. Ok, comportament de device mid-range și v-am zis nu o să resimțiți lag, cel puțin la activitățile de zi cu zi. Uh, V-am zis ceva de baterie mai devreme, avem o baterie de 7040 mAh și am pus-o la treabă, iar rezultatul arată astfel. Pe hârtie Samsung ne-a promis 15 ore de playback. Noi am atins 13 ore 40 de minute de playback. Uh, trebuie să fi, nu știu, ieșit din afara societății să petrece atâta timp pe Netflix într-o singură zi, foarte mult Principiu, un weekend întreg e asigurat Eu personal am încărcat tableta o singură dată în 3 zile la un moment dat când am folosit-o Și asta trebuie să fie un lucru foarte greitor. Deci, 13 ore, 46, atunci când ești pe bază de filme și seriale Bate Galaxy Tab S4, bate iPad-urile și Mi Pad-urile testate de noi în ultimii ani Care, sincer, nu prea au fost foarte multe la utilizarea continuă nu stă rău deloc, 9 ore 26 de minute, în ideea că cu această valoare este egalul lui Galaxy Tab S4. Am rămas șocat, foarte rar se întâmplă să fie două device-uri perfect egale. Deci este un scor destul de flatant, asta înseamnă o grămadă de gaming, iarăși o zi și ceva de gaming destul de lejer. Încărcarea. Ei bine, pentru încărcare tableta are nevoie cam de 2 ore și 29 de minute. Ar fi mult dacă ar fi telefon, dar pentru o tabletă e destul de ok. Avem și opțiuni Power Saving asociate lui One UI, care au venit pe telefoane, dar au venit și pe tabletă și o grămadă de optimizări pentru a economisi baterii, inclusiv Night Mode și toate acele opțiuni speciale din fundal. De acustică am vorbit deja, 4 difuzoare, AKG, Dolby Atmos, Tuning, dar nu avem jack audio, din fericire avem un adaptor la pachet, ați văzut în unboxing. Și acum o să vorbim despre camere. N-am o părere foarte bună despre oamenii care fac poze cu tabletele și filmează cu tabletele. Stau în fața ta, nu mai vezi nimic de ei la concerte, nunți, chiar și în mormântări. Aici avem o cameră cu rezoluție de 8 megapixeli. Ar fi pentru selfie dacă nu ar fi ciudat. E mai mult pentru Skype, să fim realiști. În spate o cameră 13 megapixeli cu filmare 4K și avem chiar și boche pe ambele camere, adică live focus, adică efectul acela frumosel. Am făcut o grămadă de poze și, sincer, e cam la nivelul unui Samsung Galaxy A din 2019. Uh, poate să se bată un Galaxy A40, poate chiar A50 în momentele cele mai bune. Atenție, poze făcute cu o tabletă, care în principiu nu are pretenții la acest capitol. Și am încercat chiar și boche aici și mi-a plăcut cum mi-a decupat fața versus fundal. Adică nu s-a băgat aiurea peste căști, peste urechi, peste păr. Un decupaj destul de reușit. Deci cine vrea să facă boche, e ok. Capturile de la interior sunt un pic mai întunecate, poate și mai zgomotoase, dar totuși e o tabletă. Per total, bate niște telefoane mid-range. Iar cine vrea să vadă o filmare 4K, ea arată cam astfel. Da, nu stabilizează prea bine, dar culorile mi se par ok. Claritatea este mai bună decât mă așteptam. Aveam așteptări un pic mai joase decât ce vedeți aici. Microfonul și-a făcut treaba bine nu avem motion blur, focalizarea e ok, deci tableta mi se pare că bate ce a oferit iPad-ul acela de 9.7 inch noi am trecut și bate și Galaxy Tab S4 sau în cea mai rău caz se bate la egalitate cu el. Am terminat cu camera, vorbim despre conectivitate, lucrurile sunt simple aici, ne uităm jos, port USB-C, ne uităm lateral, Slotul pentru SIM și avem 4G LTE pe acest device Am Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, ANT+, dar nu avem NFC în cazul în care vă întrebați Avem și Wi-Fi Direct, Wi-Fi Dual Band după cum am zis Și hai să vedem cum stăm noi la conexiunea Wi-Fi Ok, am făcut și niște teste și rezultatele sar de 200 de mega pe secundă la download, ajung la 221 de mega pe secundă la download, nu e rău deloc, iar când vine vorba de upload, 25,9 mega pe secundă, deci lucrurile nu sunt chiar rele. Deci stăm bine și la conectivitate și acum e momentul să vorbim despre sistemul de operare. Ce avem noi aici se numește Android Pie cu One UI aplicat peste, avem și fereastra dedicatului Bixby, acest agregator cu informații utile sau pe care consideră un AI că ne sunt utile videoclipuri recomandate, vreme, restaurante de lângă, putem personaliza totul. One UI înseamnă o interfață orientată spre navigarea în zona de jos, asta la telefoane, cel puțin la tablete, e un pic mai ciudat, dar rămâne acel minimalism, rămâne acea obsesie cu alb și transparență, care se vede la widgeturi. Vedeți și aici treaba asta, foarte mult alb și foarte multă transparență, foarte multă curățenie în interfață, vedem treaba asta și la zona de notificări și quick settings, evident One UI a mai adus la pachet și modul nocturn, Night Mode, Dark Mode, cum vreți să-i spuneți, care este prezent, din câte știu, ar trebui să fie și în browser și în fereastră de căutare. Dacă tot suntem aici, de ce nu? Hai să intrăm și pe mobilissimo.ro și să vedem și tastatura la treabă. Ok, o tastatură bine spațiată. Browserul se mișcă foarte ok. Iată tastatura. Uh, mi se pare excelent spațiată, un pic ridicată față de cum o știam pe alte tablete și așa arată în mod portret. Iarăși foarte comod, și deci cu multe opțiuni și cu input vocal și cu alte reglaje. Trecem mai departe, hai să vedem ce am ratat. Uh, să vedem ce mă oferă acest device la capitolul software. Nu sunt multe rezist, I-am făcut de multe ori review lui One UI. Vreau să vorbesc pe securitate. Dacă vreți musa, aveți de blocare facială deși nu avem scanare de iris sau ceva de gen, dar aici avem cititorul de amprente. E într-un buton power care este adâncit, nu scos în afară și la cât de subțire tableta nu e foarte comod, asta mi se aportă, uitați-vă cât de gros e degetul meu pe lângă senzor și nu o să fie mereu foarte precis sau rapid, dar măcar avem o modalitate de securizare în plus. În rest, One UI e cum îl știm, bine optimizat, o grămadă de setări în fundal, bine organizat, curat, aerisit, avem zona de folder securizat, Afișare, fundal, blocare ecran, date biometrice, caracteristici avansate, actualizare software și altele de gen Ce vreau să vă arăt eu și mi-a plăcut foarte mult este opțiunea DEX Ai zice, hmm, te conectezi la PC, sincronizezi chestii, nu e așa de fapt Apeși pe DEX și poți conecta cu acest Smart Connector o tastatură și va imita experiența Windows În clipa asta eu am un fel aici de desktop simulat de Windows Ceea ce mi se pare foarte tare Am aici notificări lateral deci am ajuns imediat la aplicații, aici mai găsim zona de multitasking, aici fac o mică, o mică trecere între aplicații, aici am funcțiile de bază, gen actualizări și uh, aici știu că avem ultimul shortcut făcut. Acestea sunt iconurile puse într-un mod desktop, deci chiar vrea să emite Windows-ul într-un mod foarte reușit. Și dacă vreau să deschid browserul, mi apare așa, apoi dacă vreau să deschid galeria, este așa. Operăm cu ferestre, exact cum am face pe Windows. Imaginați-vă o tastatură și un mouse în ecuația asta. Brusc ai un laptop killer. Și asta mi s-a părut foarte, foarte tare. Ieșim din DEX și acestea fiind spuse, vă mai zic și că avem în jur de 30 de aplicații instalate, avem OneDrive și de obicei primeam și suita Office, Microsoft. În principiu poți să o descarci chiar tu, e gratuită și vei face mai multă treabă cu acest device. Evident că avem și asistentul Bixby la pachet și Bixby Vision. În rest, calendar, magazin Play, aici aplicațiile Samsung, magazinul lor Galaxy Store, Samsung Members și Samsung Flow, așa că avem tot ce ne trebuie. Nu am uitat de jocuri și chiar l-am pe asfalt deschis undeva pe aici ca să vedeți cât multitasking facem. Ăsta este Samsung Notes. Desenești, scrii de mână. Altă treabă. Ok, iar acum a venit momentul verdictului la aspectele Pro, o baterie mai mult decât solidă, un ecran luminos, apoi aș menționa o performanță bună, o performanță ok în zona tabletelor mid-range, un design arătos, o tabletă comodă, camera de calitate, poate una dintre cele mai bune camere de tabletă pe care am testat-o vreodată. Acustica mi s-a părut generoasă la volum și cu bas de calitate, conectivitatea mi s-a părut rapidă și faptul că avem 4G și GPS este întotdeauna, dar întotdeauna un plus. Ok, v-am zis că ne și jucăm în vreme ce vorbim, încercăm să ne coordonăm ca lumea. Am terminat cu aspectele pro, trecem la cele contra. Cititorul de amprente nu e foarte comod, nici butonul acela power adâncit, nu avem jack audio, dar avem adaptor. Poate prea subțire, fiind predispusă la utilizarea de către liceeni și oameni la facultate, știți cum sunt glume între colegi, s-a rupt tableta. E totuși solidă, din când ne-am folosit eu câteva zile, dar să aveți grijă cu ea. În rest, aș spune că vibrează foarte mult la volumul maxim al muzicii, asta am remarcat, și um, dacă vreți să jucați un joc hardcore gen Arc sau uh, eu știu dacă vreți să dați pe Ultra PUBG o să vedeți că pierd frame-uri serios. Deci gamingul e mai degrabă mid range. Puteți juca orice vreți voi, dar pretențiile să fie mai mici decât uh, chiar și iPad-ul acela de 300 de dolari de anul trecut. Mi s-a părut că gamingul e mai ok acolo. Așa că tableta asta e mai mult pentru multimedia, Netflix, muzică, productivitate. Te poți juca, dar dacă ești gamer pretențios poate te orientezi spre altceva. Ok, uh, combinația de DEX cu tastatură este criminală pentru mediul de productivitate și acest device este ideal pentru a asculta muzică la cele patru difuzoare, a vedea filme pe Netflix, poate ceva gaming, poate ceva muncă cu tastatura care costă în jur de 300-400 de lei, tableta în sine în jur de 2000 de lei și cam acesta a fost refiul. Eu E o tabletă nota 9 din 10, mai multe detalii, știți voi benchmarkuri, decibeli, lux și alte informații importante aflați în recenzia text pe mobilissimo.ro. Eu sunt Alex, acesta a fost review-ul lui Samsung Galaxy Tab S5e. La revedere!